Avem pe internet, într-adevăr, și rugăciune, și predici, și slujbe, și, dar sunt mult mai interesante și mult mai scoase în față alte lucruri pe internet și mult mai, cu mult mai multă agresivitate. Propaganda este mult mai puternică din partea păcătoasă, vicioasă, aș zice, din partea libertină a omului. Și omul este tentat pe libertățile acestea, care de fapt nu sunt libertăți, sunt libertinaje. Și mai ales tinerii, copiii, nemai având în familie un sprijin moral și un model moral în părinți, decât așa, foarte evaziv, ei sunt apropiați de morală și țin de o morală, sunt mult mai tentați și se prind foarte ușor în acest tip de propagandă a libertinajului care vine pe calea internetului sau a televiziunii. Ce îi lipsește rugăciunii pe internet? Îi lipsește 90% din putere, în sensul că părintele Rafael Noica spunea că el nu crede într-o prietenie pe telefon sau pe internet. Pentru că spunea, întâlnirea dintre un om cu alt om folosește toate simțurile. În întâlnirea aceea se folosește toate simțurile. Plus în sine apropierea. Pe când, dacă e doar pe internet sau doar pe telefon, e doar pe calea auditivă sau vizuală și atunci și acestea cumva ciuntite. Și cred că lipsește mult, 90% din putere lipsește. Slujbele bisericești sunt considerate rugăciuni și sunt rugăciuni pentru că, de fapt, ele sunt un ansamblu de rugăciuni. Și rugăciuni împreună rostite de preot și de popor și rugăciuni cumva continuate și întărite de preot și popor. De obicei, poporul se roagă prin cadrul diaconului, prin diacon, și, sau, dacă nu e diaconul, prin cor, și, sau tot poporul, dacă ei rostesc rugăciunile, iar preotul le răspunde și întărește rugăciunea aceasta. De aceea preotul spune de obicei ecfonistele, care spune: așa este bine că v-ați rugat așa, pentru că a ta este împărăția, că a lui Dumnezeu este împărăția și puterea și slava. Deci, bine faceți. Și ei continuă cu o altă rugăciune și el la fel le spune: bine faceți, așa este, că El este milostiv și îndelung răbdător. Da. Rugăciunile rostite de preot nu sunt aceleași, bineînțeles, cu cele pe care le rostește poporul. Poporul poate să repete după preot, mai ales dacă se zic tare rugăciunile acelea din taină, poate rosti, dar totuși acelea sunt specifice preotului, care e un mijlocitor al întregului popor de acolo de față către Dumnezeu și prin lucrare și prin mâinile sale Dumnezeu binevoiește să coboare, să aducă în primul rând trupul și sângele lui Hristos pentru întreaga comunitate de acolo, dar și rugăciunile poporului sunt cumva purtate de preot spre Dumnezeu și atunci rugăciunile preotului sunt cumva, au și o latură personală de mijlocire în care el spune: da, sunt păcătos, dar pentru aceștia mijlocesc. Dar chiar dacă sunt eu păcătos și n-am făcut nimic bun ca să fiu hirotonit, totuși pentru că mijlocesc pentru ei și pentru poporul care are greșeli pe care nu le știe, nici măcar nu le știe bine că sunt greșeli, dar eu știu că sunt greșeli și pe noi trebuie să ne ierți că suntem păcătoși, dar pentru el îngăduie-mă și îngăduie-ne și primește-ne rugăciunea. E o rugăciune de mijlocire.